așteaptă un meci greu. Am văzut toate rezultatele pe care le-a obținut Târgu Jiu în acest sezon și mă bucur foarte mult că am reușit să câștigă. M-am scăpat de deplasare grea. După ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, nu vedeam cum moral tocmai cum cel mai mare nevoie de această victorie înainte de pauza pentru echipa națională și mă bucur foarte mult că am reușit să câștigăm astăzi. A început să vadă și oarecare obosoare cu echipele din Liga? Cu siguranță am avut multe accidentări, suntem obosite, am jucat multe săptămâni din câte două meciuri și acest lucru se resimte din ce în ce mai greu. Însă acum avem o săptămână în care putem să ne odihnim și să preluăm ca să vedem ce mai este făcut până la finalul sezonului. Consider că s-a avut puțin meciul la eliminarea portăriței Ecaterina Zuchiova? Cu siguranță. Portarul în echipe eram unul dintre cele mai bune jucătoare până acum. A fost un avantaj pentru noi și un avantaj moral, însă cred că cele de la portaș au făcut treaba destul de bine. La Națională vei avea și o colegă, să zicem, de la Târgu Jiu, Pușcăș. Dar, din păcate, eu nu o să merg, dar ea va merge, îi urez multă faptă și sper să ne întâlnim la acțiunile următoare. La rămâne oficial. Mulțumim! Drag.